Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint produsele terminate în luna august. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Sper că v-ați luat ceva de băut, ceva de ronțăit, pentru că avem iarăși un clip destul de lung, o pungă plină și încă una. Bun, dar înainte de a începe, vă voi arăta, ca de obicei, cărțile pe care le-am citit în luna august. Prima carte terminată a fost această minunăție de carte, Parfumuri de legendă, de Ann Davies și Bertram Meyer-Stapley, pe care vă recomand din suflet. Sunt poveștile unor parfumuri celebre, povești frumoase, povești ușor de citit, care vă vor face plăcere. De la Miss Dior și Chanel 5, la Opium, de la Arpej, la Joy, Kalesh și Interdit, de la L'Air du Temps, Aqua Allegoria și Magritte, la Chalimar și Shocking, fiecare parfum celebru cu istoria lui secretă și pasionantă. Chiar o carte frumoasă, o carte care se citește cu plăcere. Nu sunt date multe detalii tehnice, ci pur și simplu este redată povestea acestor parfumuri. Vă recomand cu mare drag. A doua carte citită este scrisă de Horia Tecuceanu, Capitanul Apostolescu anchetează, care mi-a plăcut foarte mult. Păcat că acest scriitor a trăit în timpul lui Nicolae Ceaușescu și nu a putut să iasă afară, pentru că afară în sensul să-și publice cărțile în Europa, în lume, pentru că a fi stat acolo între scriitorii de romane polițiste faimoși. Un personaj de legendă creat de unul din cei mai mari autori români de cărți polițiste, Capitanul Apostolescu anchetează, este romanul de debut al lui Horia Tecuceanu. Protagonistul, capitanul de miliție Nico Apostolescu, ne cucerește imediat prin flerul și inteligența sa, deschizând magistral seria de cărți ce poartă numele. Foarte frumoasă cărticica, se citește repede, o carte perfectă pentru vară. Eu voi citi toată seria pe care o voi cumpăra de la chioșcurile de ziare. Ați văzut în holurile mele că tot cumpăr în fiecare săptămână. Acestea apar la chioșcurile, această serie apare la chioșcurile de ziare marțea și costă 20 de lei. O altă carte foarte frumoasă care mi-a plăcut. Mi-a plăcut povestea de iubire, mi-au plăcut peisajele și este o carte de debut de Jane Coverdale, Grădina cu Iasomie. Foarte, foarte frumoasă. La miezul nopții, când înflorește Iasomia în grădină, o femeie și așteaptă iubitul. Pentru Sarah Archer, viitorul de soție devotată a unui funcționar britanic în India pare asigurat. Dar întâlnirea cu frumosul și puternicul Ravi Sabran schimbă totul. Sub soarele torid al Indiei, poleiala în altei societăți se topește, iar Sarah observă curând că nimeni nu e ce pare a fi, în special soțul ei Charles. Foarte frumoasă povestea, m-a ținut acolo în poveste și mi-a plăcut foarte mult. Și acum, cărțile pe care încă le citesc, nu le-am terminat și acestea sunt. Din seria de autor Haral Amzincă, Sfârșitul spionului fantomă, mai am foarte puțin, dacă vedeți câteva pagini, voi citi toată seria și vi le voi prezenta. În curând se va termina această serie. Mai sunt 3 cărți din această serie și acestea apar la chioșcurile de ziare vineri și costă tot 20 de lei. Al doilea război mondial a lăsat în urmă o lume terorizată și debusolată, pe ruinele căruia urmau să se configureze marile blocuri ideologice, Occidentul capitalist și Estul comunist. România devine în romanul Sfârșitul spionului fantomă terenul de luptă al celor mai importante agenții de spionaj străine. Aceste instituții caută o arhivă de documente importantă lăsată la București de un cunoscut spion nazist mort pe 23 august 1944. Dacă cele de Tecuceanu, de Horia Tecuceanu, sunt polițiste, acestea de Haral Amzincă sunt mai mult cu spionaj în România, imediat după cel de-al doilea război mondial sau imediat după Revoluție. Ele aduc, cum să spun, situația României înaintea războiului, cât și după război. Bineînțeles că dictatura ceaușistă și-a pus amprenta, dar el a încercat să facă o comparație din, între timpurile regale, atunci când era regele și după ce au venit comuniștii. Îmi place foarte mult această serie, v-am spus, mai sunt puține și se termină.
și o carte pe care o citesc, o carte care este pentru suflet, o carte care nu poți să o citești ca pe orice carte așa o iei în metrou și o citești. Nu, atunci când ai starea trebuie să o citești. Este o carte destul de grea, din Tainele vieții și ale universului, scrisă de profesorul Scarlat Demetrescu. Noi, spiritele, existăm, cugetăm și vă influențăm. Această carte a fost scrisă în 1939, Cunoștinți din lumile invizibile, versiunea originală din 1939. Este o carte despre univers. Este o carte care poate fi citită de aceia care mai au și alte noțiuni despre lumea înconjurătoare, care au făcut puțină meditație. Chiar profesorul Scarlat Demetrescu scrie în prefață că dacă nu înțelegi această carte, mai bine o închizi. Nu e nicio supărare. Mi-a plăcut foarte mult mesajul lui. Nu este acea carte în care se spune, vai, dacă nu o să citești această carte, nu o să te îmbogățești, nu o să fii mai deștept, nu o să meargă afară. Nu, nu. Pur și simplu spune, nu o citi mai departe pentru că nu este pentru tine. Deci, simplu, frumos, nu te simți lezată că nu ai citit acea carte. Dar, v-am spus, este o carte foarte, nu filozofică, prezintă altfel lumea și trebuie să fii deschis pentru informațiile de aici. Îmi place foarte, foarte mult. Citesc atunci când simt că am nevoie de această carte. Nu este o carte pe care o voi citi așa rapid, cu toate că scrie destul de mare. Este în limbajul acela din 1939, puțin schimbată gramatica față de cea de acum, dar eu de-abia aștept să le citesc pe toate trei volume, pentru că acesta este volumul 1 și mai sunt încă două. Vă sfătuiesc să o citiți dacă vă plac aceste cărți mult mai profunde, mult mai prezintă realitatea sub o altă dimensiune și v-am spus, trebuie să fii puțin pregătită pentru aceste cărți. Bun, haideți să începem și cu produsele terminate și vom începe cu prima pungă, cum ar spune. Sunt produse pentru casă mai mult, dar și pentru corp. Haideți să începem. De la Sunny Blue am mai terminat un dezinfectat de mâini, 70% alcool, 500 de mililitri, cumpărat de la Lidl. Am încercat să folosesc pentru dezinfectarea produselor, suprafețelor și așa mai departe, spirit, dar ceva mă îneacă, la un moment dat nu mai pot să îl folosesc sau încep să tușesc foarte tare de la spirit, are ceva care mă deranjează. Acest dezinfectant este un dezinfectant bun, mai ales că vine și cu pompiță, este o cantitate mare și nu mă deranjează efectiv la miros. Un alt produs terminat pentru curățarea suprafețelor în casă este acest Pronto lemn curat detergent clasic, care mi-a plăcut foarte mult. Acesta a fost în cantitate de 1000 de mililitru, un litru, și îmi place la nebunie. Am mai terminat și aceste șervețele pentru absorbirea culorilor, captarea culorilor din mașina de spălat. Cred că acestea au fost luate de la Kaufland, 10 șervețele Spotex. Am terminat și acest pachet cu șervețele umede de la Dr. Wipes, Family Care Formula, fără alcool, care îmi plac foarte mult, le cumpăr de la Lidl și acestea au, stați că întotdeauna uit câte au, 72 de bucăți și îmi plac foarte mult, sunt îmbipate, nu se usucă. Am terminat dintr-o cutie de BuzzBox acest persil 4-in-1 disc Deep Clean Active Fresh, 11 spălări, 11 pernuțe. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Mai am încă două din celelalte două cutii BuzzBox, dar sunt foarte bune. Mirosul persistă în haine, se dizolvă total. Sunt foarte bune și le voi recupera după ce voi termina aceste mici cutiuțe. Am terminat și acest săpun de la Farmex, săpun lichid senzitiv cu glicerină, 500 de mililitri, știți că le recumpăr și acum voi păstra aceste
ambalaje de la Farmec, Gerovita și așa mai departe și le voi duce la reciclare într-un magazin Farmec. Se pare că la 4 ambalaje goale primești și un produs, ceea ce este și mai bine, dar chiar vreau să le reciclez. Un produs extraordinar de bun, mai ales pentru cei care au probleme cu uscarea mâinilor, cu probleme cu pielea mâinilor și așa mai departe. Am terminat și această pastă de dinți de la Parodontax cu fluoride. 100 de mililitri a fost aceasta, mare, foarte bună, tot recumpărăm. Am terminat și mai multe măști, bineînțeles, ca de obicei. Stați să văd câte cutii de măști. Cred că am 4 cutii de măști, ca N90, deci vedeți 4. 4? 4, da, 4 sunt. KN Protective Mask, KN95 Protective Mask, 10 bucăți, 10 lei de la Altex, v-am spus că sunt cele mai bune, sunt sub această formă și mie îmi plac mult. Am terminat și această minunăție de cafea Cibo Expresso Milano Style Elegant Rose la un kilogram, boabe, dar să știți că o găsiți și măcinată la 250 de ml Milano Style, este foarte bună, este foarte parfumată, ați mai văzut-o la mine și acum tot pe aceasta o am deschisă. Am mai terminat de la Sunny Blue un dezinfectant de mâini de acesta de 500 de ml. Tot dintr-o cutie BuzzBox am folosit și acest Silan Fresh Sky, zice, pentru 140 de zile, nu știu, nu ține așa de mult, dar miroase bine. Parfumul se menține în haine, freshness sensation, pentru 36 de spălări, spune, dar nu au fost 36, 900 de mililitri, îmi place, mai am încă două bucăți din celelalte două cutii BuzzBox, deci o să le mai vedeți la mine, goale. Am terminat și acest musli cu goji de la Sanovita. Le-am încercat odată într-o cutie BuzzBox și de atunci Cătălin și le cumpără non-stop pentru că îi plac cel mai mult. Am luat odată 4 suluri de cutie igienică albă neparfumată de la Carrefour. Aceasta nu este bună, nu vă sfătuiesc. Am luat-o că rămăsesem în pană sau ceva așa și au fost cu două straturi, dar n-au fost extraordinare. Nu, nu o să ne mai cumpăr. În schimb, foarte bună cantitate, calitate, preț, sunt cele de la Floralis, le găsiți în Lidl. Am una și încă una. Acum tot pe aceasta o am, dar sub forma de XXL, când am cumpărat-o în săptămâna XXL. Ok. Am făcut și curățenie în casă și din această cauză am mai multe pachete de șervețele umede. Încă una Dr. Wives. Am acesta de la W5 cu aromă de măr. Acestea, v-am mai spus, le cumpăr, dar nu mai îmi plac, pentru că sunt subțiri, sunt micuțe, chiar dacă ele sunt 100% biodegradabile, nu prea-și mai fac treaba, pentru că nu le poți folosi la curățenie, decât dacă vrei să ștergi repede ceva mic, da, dar să le folosești la curățenie nu sunt spornice. În schimb, acestea sunt foarte bune și le-am recumpărat acum în săptămâna XXL, W5 XXL cu încă 20 de șervețele în plus, adică 100 de șervețele, acestea cu lăcrămioare, acestea își fac treaba, chiar sunt foarte bune. Am mai terminat încă un săpun de mâini de la Balea, acesta cu... stați imediat să vă citesc, scrie Balea săpun lichid, sunetul mării. Mie mi-a plăcut foarte mult, mirosea de-a vară, mirosea fresh, mirosea, ei zic de-a mare, dar nu de-a mare, frumos, frumos, foarte frumos, mi-a plăcut, îmi place și ambalajul, super. Am observat că în vara aceasta cei de la DM parcă n-au mai scos atâtea gelul de duș și săpunul tematic în ediție limitată. Ok. Am mai găsit încă un Sunny Blue dezinfectant pentru mâini, suprafețe și așa mai departe. Ia să vedem ce am mai găsit. Am pe aici.
M-am și vopsit luna aceasta și am un Garnier Color Natural Cream. Știți că o vedeți aproape în fiecare lună. Această vopsea o folosesc. M-am lucrat într-o unitate de coafură cosmetică. De aceea, de pe, cum să zic, clasică, deci nu de aceasta privată, și fetele de acolo mi-au spus că această vopsea, Garnier era pe atunci simplu, este cea mai bună și de atunci numai pe aceasta o folosesc. Eu am 8.1 blond cenușiu deschis și mi-a plăcut foarte mult și s-a prins foarte frumos, mai ales dacă sunteți blonde. Am terminat de la Aroxol și aceste pastile împotriva țânțarilor, 30 de bucăți. Ce să facem? Chiar dacă stăm în București, este plin de țânțari. Cătălina a mai terminat și aceste cereale musli Carrefour Bio și acestea sunt foarte bune. Eu am terminat această mostră de la Omo. Acest detergent lichid. Folosesc aceste mostre când spăl de mână, pentru că nu pot folosi pernuțele și atunci folosesc aceste mostre și sunt foarte bune. Cătălina a aruncat această apă de toaletă la 100 de ml Miami Playboy pentru că s-a stricat, efectiv și-a schimbat mirosul, arăta așa. Nu este de mult cumpărată, dar ceva s-a întâmplat și miroase de oțet. Deci n-am mai putut folosi. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău, dar asta e, dacă nu mai este bună, n-avem de ce să mai ținem. Și am terminat prima punguță. Trecem la a doua. Bun. Aici am mai multe pentru îngrijirea corpului, îngrijirea feței și așa mai departe. Cătălina a terminat și acest Giordani Gold Men antiperspirant 150 de ml, super bun deodorant, știți bine că le voi recumpăra, vă sfătuiesc să le urmăriți că sunt la reducere și să le cumpărați pentru că sunt bune, chiar protejează. Eu am terminat acest Oil Clear Face Wash cu lămâie, 100 ml de la Himalaya Fresh Start și mi-a plăcut mult. Foarte mult. Era un pic steep scrub, dar acel scrub pe care îl poți folosi de două ori pe săptămână, deci mult mai mult. Mi-a plăcut mirosul. Acum îl am pe cel cu piersici și îmi place mai mult mirosul decât acesta, dar și acesta este bun. L-am folosit până la ultima picătură. Am folosit și această mască pentru față de la Boys & Berries, nu mai trebuie să spun că este foarte bună, Hello New Me. Din păcate nu le-am mai văzut și eu mai am vreo două sau trei și le voi termina, dar sunt foarte bune. Am terminat și această mască de la Avon, OxyPure Purifying Face Mask, cea care este sub formă de cremă și care pusă pe față face bule. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Din ce cauză? Întâi și este un produs bun, mi-a hidratat fața. Al doilea lucru pe care l-am auzit la foarte multe fete că le-a deranjat acele bule, pe mine nu m-au deranjat. Ba din contră, mi se părea că îmi face un masaj la față. Eu chiar îmi fac un masaj atunci când am eu chef sau când am o mască pusă cu acel aparat de masaj pentru față luată de la Avon. Și aceste bule au făcut cam aceeași treabă și mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat, după ce trec cu acele bule, toată spuma dispare și rămâne ca o cremă pe față. Mie mi-a plăcut, dar totuși mi se pare destul de scumpă pentru ceea ce face. Dacă o voi mai vedea la reducere, da, o iau, dar la preț întreg nu o să o cumpăr pentru că am foarte multe măști și aș vrea să mai încerc mai multe măști. Un produs super bun pe care vă sfătuiesc să-l încercați este de la Avon, acest spumant Watermelon Juicy Splash, 250 de ml. Eu l-am folosit ca și gel de duș și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Din această gamă am folosit pe cel cu rodie, pe acesta cu pepene și mai am pe cel cu mango, dar acesta, vai, îmi place la nebunie cu miroase, va ce bine miroase. Mai am unul, o să-l folosesc când va veni iarna, să-mi aduc aminte de pepene. Am folosit și acest deodorant de la Sien Hello Melon, 0% aluminiu, 24 de ore vegan.
mi-a plăcut până la un anumit moment dat. Apoi, cred că are foarte mult alcool, pentru că a început să mă usture și la un moment dat, cred că am făcut o iritație de la el din cauza alcoolului. Dar, ca produs, este bun, chiar proteja, chiar mă simțeam protejată, chiar dacă făceam curățenie în casă, dar din cauza că a început să mă usture pielea, nu l-am mai putut... l-am folosit până la ult. Cred că m-ar fi fost încă o dată de dat, dar este folosit 99%. Am terminat și acest gel de duș de la Roses Nature of Ageva from Bulgaria cu ulei de argan și trandafir, care a avut 250 ml și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Când am chef de, de trandafir, acesta este gelul de duș pe care îl recomand dacă îl aveți. Eu l-am primit de la sora mea când a fost în Bulgaria, într-o excursie și mi-a plăcut mult de tot, mult de tot. Dacă o să mai mă duc prin Bulgaria, sigur mi-l voi recumpăra. Am terminat și aceste paduri pentru îndepărtarea ojei, dischete pentru îndepărtarea ojei cu vitamina E, aromă de fructe, fără acetone, de la Sien, au fost 30 de mililitri și mi-au plăcut la nebunie. Știți că eu îmi fac unghiile singurică, cu o singură dischetă puteai să ștergi o ojă normală, un lac pentru unghii, numai cu o singură dischetă. Și în același timp, nu uscam unghia, mirosul era plăcut și dacă aveai o ojă sau ai o ojă cu sclipici, cum ar veni aceasta, aș fi folosit două dischete, dar în rest, pentru un lac de unghii obișnuit, o singură dischetă, atât de bune erau, mi-a plăcut foarte mult, păcat că nu am mai fost la Sien, păcat că nu le introduc ca și produse, să spun, permanente. Am terminat și această cremă pentru față, Rose Butter, o cremă pentru zi, plus 30 de ani, pentru pielea sensibilă, de la Jaya. Haideți să vă arăt. Este goală, goală, goală. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Chiar dacă aici scrie Rose Butter, deci ar trebui să fi fost o cremă mai grasă. Nu era grasă, era chiar o cremă normală. Mirosa subtil de trandafir și a făcut treaba. Era pentru primăvară, pentru o vreme nici foarte rece, dar nici foarte caldă. Și am terminat-o acum. Nu v-am arătat că acestea și acestea sunt goale, ca să nu avem discuții. Deci această cremă mi-a plăcut foarte mult. O să țin minte și dacă vreodată voi rămâne fără o cremă sau voi căuta o cremă pentru acea perioadă a anului de trecere între cald și rece, o să o recumpăr, plus că și costă puțin. Am terminat și acest tonic, White Rose Water Purifying de la Avon, 100 de mililitri, cu miros de trandafir. Foarte bună. La început costa 5 lei, aproape 6 lei, acum a ajuns 8 lei, dar este un produs bun. Am mai folosit o mască pentru față, Hello New Me cu papaya, super bună. Cătălina a terminat acest gel de duș de la L'Oreal Men Expert Invisible Sport 5 in 1. V-am spus și v-am vorbit despre aceste geluri de duș, sunt extraordinar de bune pentru bărbați, sunt plăcute, miros frumos, spală, el este fan, Cătă este fan a acestor geluri de duș, are 300 de mililitri, dacă le vedeți pe undeva, încercați orice culoare găsiți. Ok, eu am terminat acest gel infin de la Avon, Simply Delicate, 300 de mililitri, le folosesc aceste produse, cred că de 20 de ani și n-am avut niciodată nicio problemă. Sunt testate dermatologic, acesta a fost cu aloe vera și vitamina E și mi-a plăcut extraordinar de mult. Am folosit și această mască pielor Vital Infusion Refreshing cu mentol, tip șervețel. Am primit-o de la Ioana
Ioana te pup, Ioana 77 o găsiți pe YouTube. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Atunci când am vrut să dau așa un refreshing feței, am folosit-o cu mare, mare drag și chiar mi-a plăcut. Am folosit și acest gel de duș peeling de la Balea. Am și pe ea pentru a folosi tot produsul. Știți că rămâne extraordinar de mult aici, chiar dacă nu mai curge. Mi-a plăcut produsul. Era fresh, mirosea de flori, își făcea și treaba. Ceea ce nu mi-a plăcut era faptul că produsul era destul de gros și ambalajul foarte subțire și trebuia să îl tot faci așa în mâini ca să poată să curgă. Trebuia ambalajul puțin mai tare, dar în rest este un produs bun. A fost o ediție limitată și mi-a plăcut foarte mult. Ok. Am mai terminat de la Avon această cremă pentru față, Cannabis Sativa Oil Protecting Calm, 50 de mililitri. Haideți să vă arăt. Nu mai are. E numai murdar. Murdară sticluța. O, din punctul meu de vedere, o cremă normală. Nu m-a dat pe spate, nu o să o mai recumpăr. La un moment dat avea așa o textură ca de var. Din punctul meu de vedere, am folosit-o, dar nu o să mai recumpăr. Am terminat și această apă micelară de la Garnier, 125 de mililitri, era micuță, o aveam deschisă, am terminat-o, bineînțeles, este un produs extraordinar de bun. Am folosit și această mască pentru, pastă pentru dinți de la Aslamed, extract eco-certificat de mușețel pentru dinții sensibili. A avut 75 de mililitri. Mi-a plăcut, dar semăna foarte mult cu acele paste de dinți de mai mult timp. Este de la Farmec. Am primit-o într-un buzz box și mie mi-a plăcut, am folosit-o, numai eu, lui Cătălin nu i-a plăcut, am folosit-o eu și mi-a plăcut, dar nu pot să spun că o să o recumpăr, tot Paradontax îmi place și mie foarte mult. Am folosit, am băut și aceste calcium plus de 3 de la Optisana, le știți din DM, cât și acest litor sal. Acesta are, este cu electrolizi care hidratează și mineralizează, mai ales atunci când erau căldurile acelea de 40 de grade, mă simțeam foarte dezhidratată și acestea au fost foarte bune, luate de la farmacie. O altă mască pentru față care mi-a plăcut super mult a fost aceasta cu mango, pe care am cumpărat-o din DM și mi-a plăcut destul de mult, a fost în jur de 6-7 lei. De la Ioana în swap am primit acest lip, băutură concentrată pe bază de ceai verde, ghimbir și aloe vera, creat pentru femei, care trebuia să-ți pui în apă și puneai așa, un pic de concentrat și 8% părți apă. Era pentru 26 de porții și mi-a plăcut destul de mult, chiar și-a făcut treaba, m-am simțit bine, nu mi-a făcut niciun rău, dar este destul de scumpă și haideți să vedem ce spune aici, creat pentru a susține nevoile nutriționale ale femeilor, ca parte a unui stil de viață sănătos, această băutură concentrată cu nivel scăzut de calorii este creată cu suc de aloe vera, extract de ceai verde și ghimbir, este o alternativă răcoritoare pentru apă și vă ajută să îndepliniți aportul recomandat de lichide de 2,5 litri pe zi. Un produs bun. Mi-a plăcut. Îți mulțumesc mult, Ioana, că mi l-ai dat să încerc acest produs. Am mai terminat, nu, această cremă o arunc de la Bielenda. Am uitat de ea, din păcate, și a expirat. Am folosit ceva din ea, dar a expirat. Mirosea bine. Era o cremă pentru față, pentru vară, tip gel, intra repede în piele, o cremă bună, dar tot încercând altele, am uitat de ea, se mai întâmplă.
Vreau să vă vorbesc despre acest produs. Este un ser primit de la Buzzbox, ACM Duolis Hyal Serum Intensiv Anti-Age, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Serul arăta așa și avea 15 ml. A fost destulă cantitate în el. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Hidrata tenul. Lumina tenul. Tenul meu se simțea atât de bine. Îl foloseam mai mult seara și apoi îmi aplicam crema pentru față. Și mi-a plăcut super, super mult. Venea așa. Cel mai deranjat un pic este acest ambalaj. Întâi și întâi nu prea vedeam, n-am văzut și nu văd când se termină produsul. Se aplica cam așa, deci trebuia să apeși aici foarte tare și să iasă produs și acest fund foarte elastic, dar totuși destul de tare, făcea îngreuna scoaterea produsului. Deci, ce nu mi-a plăcut la acest produs este ambalajul, dar produsul este extraordinar de bun. Cel mai bun preț îl găsiți pe Farmacia Tei. Dacă doriți un ser de față și vi-l recomand acum pentru toamnă-iarnă, vi-l recomand pe acesta. Dacă o să am vreodată posibilitatea să mai mi-l cumpăr, o să îl recumpăr. Haideți să vă citesc un pic despre el. Ce scrie aici? Conferă fermitate pielii, corectează, hidratează fața, proprietăți. Ser intensiv antibătrânire a fost special formulat pentru a preveni și a corecta vizibil semnele îmbătrânirii cutanate, linii, riduri și pete brune. Ser intensiv antibătrânire combină o doză ridicată de vitamina C pură, vitamina E naturală, vitamina B5 și acid hialuronic pentru a ajuta la combaterea tuturor semnelor de îmbătrânire cutanată. Vitamina C pură, dozată la 5%, este prezentă sub formă de pulbere într-un ambalaj ferit de aer și lumină pentru a-și menține toate proprietățile active. Vitamina C este un puternic antioxidant care neutralizează radicalii liberi, ajută la intensificarea producției de colagen și redă strălucire tenului. Un produs extraordinar de bun. Produsele ACM sunt produse extraordinar de bune, un pic mai scumpe, le găsiți în farmacii, dar produs foarte bun. Haideți că nu mai am atât de multe, zic eu. Am terminat și acești plasturi pentru încălțăminte, unde bate încălțămintea. Sunt cumpărate dintr-un mic magazin, costă 1 leu, dar sunt cele mai bune, vă spun. Această cremă pentru păr, această mască de la Garnier, o găsesc în cutia cu vopsea și este extraordinar de bună. Păcat că nu o găsim și altfel. Am terminat și 2 pixuri de la Pepco, foarte drăguțe, foarte bune, au ținut destul de mult. Am testat și aceste produse de la Roche-Posay, kit de îngrijire pentru pielea sensibilă lipsită de volum, așa venea. Mi-a plăcut foarte mult, erau 3 produse. Am avut o apă micelare, un ser concentrat antirid și un fond de ten. Fondul de ten v-am mai povestit și la cutiuța pe care am folosit-o înainte, nu era culoarea mea. Culoarea tenului, dar celelalte 2 produse sunt fantastice. Produsele la Roche-Posay ca și cele de la ACM sunt produse extraordinar de bune. Eu am folosit această apă micelară, micuță, dar care m-a ținut destul de mult. A avut, imediat vă spun și cât a avut, că nu mai știu cât a avut. A avut 15 ml, da, mi-a plăcut extraordinar de mult. Și acest ser, care venea așa într-o cutiuță, acesta a avut 3 ml și la fel, și acesta mi-a plăcut mult, dar sunt destul de scumpe, așa a fost. Mi-a hidratat pielea, simțeam când mă dădeam cu acest ser, își face treaba, deci sunt chiar produse bunele. Vezi rezultatele când le folosești. Mi-a plăcut foarte mult că le-am testat. Mulțumesc Follow Sales, cred
de pe Instagram care ne oferă aceste kituri, de fapt ne oferă posibilitatea să ne înscriem pentru a primi aceste kituri de testare. Bun, și am două parfumuri terminate de către Cătălin. Verset Ical, care este un dupe după Acqua di Gio, este un dupe extraordinar de bun. Aceste parfumuri de la Verset sunt dupuri perfecte, deci sunt atât de bune, persistență mare, miros extraordinar de mult, de bine și țin extraordinar de mult, cam 6-7 ore, ținând cont că este un dupe pe care îl cumperi din farmacie. Parfumurile Verset se cumpără din farmacii. Este apă de parfum. Acesta a fost sub o cantitate de 15 ml. Și un dupe foarte, foarte bine făcut după Sauvage este acesta, Island. Deja a terminat sticluța de 100 de mililitri și de-abia așteaptă să recumpere. Foarte bun. O persistență de 8-9 ore, un siaj puternic și miroase extraordinar de bine. Vi le recomand, încercați-le. Sunt multe dupuri pe care le găsiți la Verset, dar acesta este fantastic și mie îmi place, sincer să fiu, chiar îmi place foarte mult și le vom recumpăra la un moment dat. Și acum mai am o punguliță cu mostre pe care le-am folosit cu mare plăcere. Chiar am vrut în aceste luni să folosesc multe mostre. De fapt, aici sunt mostre folosite și în luna iulie, numai că atunci când am făcut produsele terminate din iulie, pe acestea le-am pus deoparte și am uitat să vi le prezint și vi le voi prezenta acum. Voi trece rapid prin ele. Ia uitați câte am. Am destule. Dar am și câteva mici ambalaje. Biotulin Supreme Skin Gel mi-a plăcut foarte mult. Acesta a fost o mostră mică de 2 ml primită în calendarul Advent Around the World și mi-a plăcut super mult. Am folosit și această fiole cu vitamina C de la Elmi Plant și acestea extraordinar de bune. De la Yves Rocher am avut o mică cremă pentru față de 3 ml Elix Jeunesse. Nu am cuvinte, sunt extraordinar de bune aceste produse. Am folosit și Anti-Age Eye Cream All Skin Type de la Dr. Suzanne Von Schmler, ceva un nume foarte lung scrie aici. Tot așa, o mică mostră de 5 ml, tot din calendarul Advent Around the World. Sunt produse scumpe, dar au fost foarte bune și m-am bucurat de ele. Am folosit și această mostră de la Gerovital H3 Classic, cremă intensiv hidratantă. Sunt foarte bune, sunt hidratante, mă deranjează un pic mirosul lor. Am folosit și acest pat pentru scoaterea punctelor negre de pe nas de la Botanical Choice. Și mai am încă unul. De la Avon OxyPure, această mostră este o cremă foarte, foarte bună, hidratantă, o văd perfectă pentru iarnă, pentru că nu este sub formă de gel, chiar este o cremă hidratantă. Am mai folosit și încă de la Garnier, dar aceasta cred că este de luna trecută, acea mască pentru păr de la Vopsea. De la Gerovital H3 Derma, crema anti-ri contur pentru ochi. Foarte bună. De la aceasta este de la Bodega Verde, un gel pentru spălarea feței cu aloe vera și mi-a plăcut foarte mult. Sunt produse extraordinar de bune. Mai am OxyPure de la Avon, de la Asla Vital, crema antiri cu calciu pentru ten sensibil și matur. Mi-a plăcut și aceasta, dar v-am spus, nu prea îmi place mirosul lor. Încă o cremă anticuperozică hidratantă SPF 10 de la H3 Derma, produs super bun. De la Oriflame Novage Lifting Concentrate Serum, super bun acest produs. Încă o cremă antirit cu calcium.
un pat pentru scoaterea punctelor negre de la Yada. Foarte bun produsul, mi-a plăcut mult. O mostră pe de care m-am bucurat extraordinar de mult și care mi-a plăcut atât de mult, de atât de scumpă. Deci crema costă cam în jur de 200 de lei la farmacia T. Este de la Dr. Grandel Cosmetic aceasta, așa a venit. A venit într-o cutie tot BuzzBox și venea așa prezentarea. Și aceasta este crema și aceasta este mostra. Vai ce frumos mirosea și vai cum lăsa pielea. Mai am încă una, dar parcă o să o folosesc o dată când vreau eu așa să mă răsfăț. De la Gerovital, tratament expert șampon revitalizant cu keratină. Nu prea mi-am dat seama de acest produs, pentru că era destul de mic, a avut 10 ml și pentru un păr lung nu ajungea nici măcar pentru o spălare, deci nu pot spune că este foarte bun. Încă un pat de acela pentru punctele negre. O mostră primită de la Sole. Știți că dacă dați comenzi de pe site-ul sole.ro și chiar dacă aveți produse cu reduceri, dacă folosiți codul SOLE6955, mai aveți o reducere de 5%, plus că primiți multe mostre, eu am primit acest ser de la Purito, super bun, super bun. Produsele Purito sunt chiar foarte bune și la un moment dat o să-mi cumpăr și eu un produs de la Purito. De la Avon am încercat această mostră New Hydra Pro Vita cu vitamina D și am două. Știți că mi-am cumpărat 40 de mostre și mă bucur foarte mult. Este o cremă extraordinar de bună. Este sub formă de gel, se absorbe foarte repede, este perfectă pentru vară. Pentru vară. De la Jaya am folosit această cremă pentru mâini și unghii. Foarte micuță, dar foarte bună. Și ultimile mostre sunt de la Plant Line. Am avut două creme de noapte și aceasta este, ce era aceasta? Nu știu, încă o cremă. Normale, bune, mi-au plăcut, le-am folosit rapid, dar îmi place foarte mult ambalaj. Bun. Acestea au fost produsele terminate în luna august, sunt destul de multe, am și obosit. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!